mulțumesc Dumnezeu din toată inima pentru că a făcut ca ziua de astăzi să fie o zi de sărbătoare, o zi deosebită și atunci când fratele vorbea despre cele cinci generații, mă gândeam care dintre ele mă încadrez. Mulțumesc Dumnezeu că a creat posibilitatea să aud mărturisirile unora dintre aceia care au fost înaintașii noștri. Dumnezeu a creat posibilitatea să citesc și anumite cărți care vorbesc despre mișcarea pentecostală. Și, sigur, suntem cu toții părtași la această bucurie de astăzi, când putem să spunem împreună cu psalmistul, Psalmul 103, versetul 1, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Slăvit să fie Domnul! Amin. Pe toate motivele să binecuvântăm pe Domnul și să nu uităm ceea ce a făcut El pentru noi și pentru mișcarea pentecostală din România. Ori de câte ori facem o astfel de oprire, așezăm o piatră de hotar. Când așezăm o piatră de hotar, ne gândim ce reprezintă trecutul, unde am ajuns în prezent și unde vrem să ajungem în viitor. Despre trecut, aș vrea ca în numele celor care au plătit cu suferință, cu durere, cu prețul vieții, așa cum s-a amintit aici unii dintre ei, mărturia lor se potrivește cu ceea ce spune psalmistul în Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Slăvit să fie Domnul! Trăim într-o vreme în care se ridică multe semne de întrebare, oarecare nesiguranță, oarecare lipsă de curaj. Mesajul lecției de studiu biblic din calendarul nostru pentru astăzi este biruință înseamnă curaj și credință. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu curaj pe calea credinței. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El, să rămânem credincioși Lui, indiferent care va fi prețul pe care va trebui să-L plătim, să ne încredem în El, dar să-L provocăm. Curajul îl provoacă pe Dumnezeu. Așa cum Ionatan l-a provocat pe Dumnezeu și Dumnezeu a dat biruința în mâinile poporului Israel. Chiar dacă numeric și calitativ, din punct de vedere al alăturării, a fost inferior dușmanului. Dar Dumnezeu s-a implicat. Pentru că Ionatan a avut curaj și l-a înțeles că biruință înseamnă curaj și încredere în Cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze toate bisericile pentecostale din România, să binecuvânteze pe noi toți și să ne ajute să fim martorii Lui și să rămânem credincioși Lui. Amin. Amin. Față în față cu ziua aceasta de sărbătoare, față în față cu această trecere în revistă a istoriei pentecostale de-a lungul celor 90 de ani, nu pot decât să zic ca și psalmistul, mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Suntem astăzi aici ca oameni datori Domnului. Suntem aici fiecare dintre noi cu un spirit de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și parafrazând poetul creștin care zicea, eu n-am fost atunci la Gabata. Aș zice și eu, eu n-am fost atunci la Păuliș. M-am născut mult mai târziu. Dar pot să mărturisesc că sunt un beneficiar al aceluiași an. Și noi toți, cei mai mulți dintre noi n-am fost atunci la Păuliș, dar am gustat din același har care a fost turnat odată aici, pe meleagurile acestea. Și de aceea stăm plin de recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Mi-a plăcut să aud ceea ce evoca fratele Radu Țârle aici despre căsuța aceea cu ferestre mici. Și asta mă face să înțeleg că Marele nostru Dumnezeu își începe lucrările în locuri mici și neînsemnate, ca apoi să arate cine este El, Dumnezeul nostru.
Îndrăznesc să mă uit, zic iarăși,